Așa e. Așa e bine. Părintele Alin Muntean, care să vă spune el mai multe despre el, este un bun vorbitor. Scrie literatură, dar acum recent a scos și volumul 2 din monografia Animei, care va avea în total 3 volume. O lucrare extrem de consistentă, de vreo 400 de pagini, în colaborare cu un alt gondeier foarte bun din Anina, care e și jurnalist, cu Cristian Liviu Mosoroceanu. Cele două cărți însumate sunt cam 700 de pagini, vă dați seama. Și mai este încă volumul 3, care s-ar putea să fie și mai gros. Eu îl felicit pentru această muncă, dar astăzi l-am invitat aici pentru altceva. L-am invitat pentru volumul său de versuri. I-am zis, părinte, hai să vină și să te prezentăm, să-ți lansez cartea aici. El scrie o poezie, nu prea seamănă cu nimic din ce știm noi, cel puțin în zona noastră. El este preot, este profesor și are un doctorat în filozofie. Ei, undeva la întrepătrunderea celor trei lucruri, pedagogie, filozofie și literatură, îngemânate, au ieșit aceste poezii, care, de fapt, el l-a interesat să le publice doar pentru a-și îndruma elevii de la școală. Se pare că această nouă misiune a lui, aceea de a preda în școală, l-a prins extrem de mult și îi place foarte mult. Dovadă structura și înfățișarea acestei cărți. Eu l-aș provoca la microfon să ne povestească totuși un preot cu doctorat în filozofie. De ce poezia? Ne-a făcut această invitație ca să putem vorbi despre munca noastră. Sunt două cărți, sunt trei cărți de poezie, dar două sunt legate una de cealaltă. Prima este Orizontul ființei și cea de-a doua pe care o vedeți afișată aici, pe panou, Gânduri asupra ființei. De ce poezie? Poezie filozofică, pentru că este o poezie despre ființă, este domeniul de interferență atât al filozofiei, cât și al teologiei și al literaturii. În general, dumneavoastră, fiind mult mai experimentați în acest domeniu al poeticului, al exprimării frumoase, știți că poezia filozofică se exprimă în vers liber sau în vers alb. Și am încercat în paginile acestor două cărți se exprimă conceptul acesta despre ființă, prima dată în viziunea celor două mari filozofii ale timpului, și anume în filozofia greacă și în filozofia germană. În filozofia germană, în mod deosebit, s-a ocupat despre ființă Martin Heidegger și atunci am redat acest concept heideggerian al ființei în versuri care să aibă și un ritm și o rimă corespunzătoare. De asemenea, în filozofia greacă, este conceptul de ființă redat în filozofia lui Aristotel și avem aici o viziune teoretică asupra ființei, viziunea lui Heidegger și o viziune practică asupra ființei și anume viziunea lui Aristotel. Ființa ca și măsură de a fi a tuturor lucrurilor. În partea aceasta primă am surprins conceptul despre ființă din perspectiva noțiunilor de bine, frumos și adevăr, despre unitate în ordine, armonie și echilibru, iar în partea aceasta, în cea de-a doua parte, ființa între cele două extreme, ca și măsură, ca și echilibru, ca statornicie între neajuns și exces. Cam aceste două au fost ideile. Spuneam Gabriel Liceanu că o carte pleacă de la o idee, de la o idee de forță. Și am plecat de la aceste două mari idei,
și anume unitatea aceasta în ordine, armonie și echilibru pe care noi o putem regăsi într-un cadru frumos de natură, într-o lume cu oameni frumoși, într-o lume cu suflete frumoase și bune, sau și, de asemenea, o putem regăsi în mod practic în lumea aceasta, în lumea excesului sau în lumea lipsei pe care noi o trăim, din păcate, foarte frecvent. Da. Da, Părintele tot filosof, în sensul bun. A doua carte, ce să vă zic, avem aici cu noi un sufletel care și-a văzut cartea, prima e carte, gândiți-vă că are doar 13 ani, și nu stă cu nasul, cu ochii în telefon și să se tragă toată ziua de mințe, ci uite că scrie. La 13 ani să ai cartea ta, e un lucru care nici nu-l visezi. Eu am început să scriu pe la 35 după Revoluție și am debutat editorial, nici nu mai pot să spun, la 45 de ani. Dar noroc de Arghezii. El mi-a mai dat curaj că am debutat la 47, parcă. Vă dați seama. De sufletelul acesta și-a văzut cartea. Dar nu avem nicio carte. Poate ne aducem o mică vreo carte aici să stăm cu ea în mână. Să-i faceți poze cu cartea în mână. Poate e și citește. Dar ce vreau să spun? Eu am editat-o. Cartea este un amestec de două vârste. O parte este încă copilul, care are subiectele acelea, cum să vă zic, acelea care ne îndoșau pe noi când eram mai mici. Și o parte în care începe să-și pună niște întrebări. Și credeți-mă, și le pune într-o poezie de bun simț, echilibrată și civilizată. Păi nu așa o să scrie la 13 ani poezie. De obicei, scrisă îți sune bine rima. Ea are și niște întrebări pe care și le pune. Eu am să o întreb. De fapt, mai bine să iau microfonul. Cum te numești? Rața Medea. Ați văzut, a răspuns ca la catalog. Asta e partea aceea. Din stânga, cum spuneam. De când scrii poezia? Din clasa a patra. Wow. Știi vreo poezie de atunci? Începeam să scriu despre relația mea cu animalele. Care din ele? În special cu câinii. Cum îl chema pe cățelul tău? Blacky. Blacky e un nume foarte frumos și poetic. Și pe urmă? Am avut mai multe animale și în fiecare zi când mă jucam cu ele, imaginam cum ar fi dacă aș trăi altfel cu ele. Foarte interesant. Știți, ea iubește foarte mult și din ce scrie se vede, natura și animalele. Am înțeles că l-ai avut pe Blacky. Normal și noi avem fiecare cu un Blacky al nostru, dacă nu lângă noi, măcar în memorie, de care ne aducem aminte cu melancolie. Acel Blacky nu poate fi decât unul în viață. Dar cu natura? De ce? Mă simțeam liberă când o priveam, când simțeam tot ce transpira ea. Chiar și când se taie copacii? Atunci simțeam doar cum se destramă. Oh, și noi simțim cum se destramă, într-adevăr. Și acest volum, de când te-ai apucat de el? Nu știu, aproximativ. Nu știu sigur de când. Dar 4, 3 luni sau cam așa. Scrie foarte repede. Dacă menții ritmul ăsta, sigur ai să ajungi câțiva colegi de-ai noștri. Care, dacă nu scot 3-4 cărți pe an, nu sunt mulțumiți. Planuri de viitor? Medic care scrie poezie, eu n-am auzit. Asta ar fi ca...
ceva în plus, poezie. Da, ei zic că scriu poezie unii medici, cunoaștem și noi, dar nu înseamnă că sunt poeți. Da, bineînțeles. Știi că dacă mergi să te faci medic, va trebui să mergi la sala de disecție. Da, de-abia aștept. Cred că o să mai scrie poezie chiar mai bună, credeți-mă. Ne citești ceva? Uite, eu le mai... Vorba lui Becali, îi mai țin la vrăjeală așa până îți găsești tu poemă. E sigură l-ai ales sau ai deschis cartea numai așa? Am deschis cartea așa. Matematică. Cât cuvânt e într-un cântec, cât cântec într-un cuvânt. Cât nisip e într-o apă, cât apă e nisip. Cât zâmbet într-un rânjet, cât rânjet într-un privit. Câtă dragoste e în suflet, cât suflet într-un iubit. Cât popor e într-o țară, câtă țară într-un popor. Câtă muzică într-o cioară, cât croncănit într-un tenor. Câtă durere într-un zâmbet, cât zâmbet într-un octav. Cât nimic cuprinde totul, ce e totul din nimic. Matematică ce pune în balanță exteriorul, nu-și găsește echilibru. Chiar de are puterea toată, necunoscând interiorul lumii vii, ce ne-a dată de puterea sentimentului. Matera, îți urez drum bun și succes. E un drum foarte dificil, dar să nu uiți un lucru, că nu o să ajungi ca noi. De multe ori, în viață, când e mai greu, poezia te salvează. Le mulțumesc prietenilor din Anina, care cred că au împlinit ziua de azi. Și sper să mai auzim de Medea Prața, de Părintele Alin Muntean, sigur vom mai auzi, că pregătește acum volumul 3 de la despre Alina. Le mulțumesc! Mulțumesc și eu! Astăzi avem bucuria de a fi în mijlocul nostru și scriitorii arădeni, care au adus cu ei un actor de la teatrul din Arad. Îl invităm în sală pe doamna Oltea Blaga. De la teatrul Ioan Slavici, clasic Ioan Slavici din Arad. Îi mulțumim că a venit, v-a susținut un recital. Bună ziua, oameni frumoși, creatori și iubitori de poezie. Sunt emoționată, sunt bucuroasă și sunt fericită să mă aflu aici, alături de dumneavoastră astăzi. Este o surpriză pe care mi-au făcut-o arădenii și le mulțumesc. Nu știam exact ce mă așteaptă aici, dar chiar sunt bucuroasă că sunt aici. Stând și ascultându-vă, mi-am adus aminte că la 2 ani și jumătate, copilul meu, Matei, mi-a făcut o poezie. Ea suna, parafrazând poezia, vine rața de la baltă, așa. Vine rața de la baltă, vine tata de la Timișoara, vine Nic, ăsta era câinele nostru, de pe câmp, vine Victor, verișorul lui, de la grădiniță, și mama de la teatru nu mai vine. Asta îmi spunea el la 2 ani și jumătate. Îmi pare rău, Matei are acum 15 ani, îmi pare rău, dacă știam la ce vin, chiar dacă îl făceam să chiulească de la școală, aveam grijă ca el să fie astăzi aici, în sală, pentru că ar fi plecat de aici mai bogat și sunt convinsă că i-ar fi plăcut teribil ce se întâmplă aici, pentru că am încercat să-l fac să iubească poezia. Am un noroc, nu trebuie să vorbesc, trebuie doar să spun poezii. Nici asta nu e simplu. Încep cu o poezie Ioan Vasile Marcu. O dimineață perfectă. Din când în când, Dumnezeu dă cu zarul pentru a hotărî soarta pământului. Așa spun ateii. Eu cred altceva.
Eu îmi înșir gândurile ca niște mărgele pe o ață subțire ce stă gata să se rupă la prima adiere. Le așez cu grijă la gâtul tău, așteptând apoi, vinovat, o mângâiere. Un sărut copilăros, ascuns în spatele unei lacrimi de mulțumire, după o noapte de iubire, pierdut printre aburii cafelei de dimineață. O dimineață perfectă în care tu ești lumina. Pentru tine aș putea scrie un poem care ar rezolva toate problemele lumii. Dar nu sunt bunul Dumnezeu. Mă mulțumesc să fiu doar iubitul tău. Ioan Vasile Mari. Iarbă pentru îngeri. Fac parte dintr-o specie rară în jungla care țese în aer fumul când lumea e pe care se dispară, iar etalonul zilei e nebun. Nu-i vis, totu-i pe dos ca într-o oglindă. Preoții au răbușit lângă altare, au putrezit și cuiele în grindă de ură, nedreptăți și dezbinare. Balsam pe rând, desculț mă poartă gândul pe ulița copilăriei mele, plin de tristeți și de iubiri, flămându-l, trăind cu cercul, pulberea de stele. Sunt plămădit din bucurii și plângeri, un ușier al vremii fără poartă sau doar un fir din iarba pentru îngeri, sortit în mii de inimi să se împartă. Sub semnul dintre plus și infinit, o mare de întrebări fără răspuns, un răzvrătit cu minte și uimit de tot ce a văzut și ce i-a ascuns. Eu sunt poetul nopților perfecte, plutind între ispită și păcat, respir prin mine aur și defecte. Sunt un murdar cu sufletul curat. Azi, tot mai rar miroase a iubire, smerit mă plec. Prea bunule, părinte, îmbracă-mă în straiele de mire și lasă veșnicia să mă linde. Ioan Vasile Mari. De-ar fi să plec. De-ar fi să plec departe, primăvara, prins de un îngheț în roa dimineții, lăsa voi ierbi frage de povara și celor triști imaginea blândeții. Încalec timpul, calul meu sălbatic, într-un ținut homeric, fără vină, eu las izvorul vieții, lin de scântec, să curgă din lumină în lumină. De-ar fi să plec departe, într-o vară, un spic din marea holdelor promise, mă veți găsi în grâul de la moară și în pâinea celor care cred în vise. E atât de aproape capătul cărării, încât îmi pare că l-ating cu mâna, dar brațul greu de zile dat uitării îmi face semn că mă așteaptă zâna. De-ar fi să plec departe într-o toamnă, în anotimpul marilor culesuri, mă veți găsi atunci de bună seamă într-un poem cu mii de înțelesuri. Voi semăna pe ape limpezi glasul când tulnicul mă va chema spre seară să-mi fie între coline lung popasul și liniștea să mă cuprindă iar. De-ar fi să plec departe într-o iarnă, înveșmântat de o ultimă ninsoare, lăsa voi frunzei cântecul de taină și lungă-n gând de păsări gânditoare. Oh, nimeni nu va ști câtă iubire am risipit și am adunat în mine, trăind prin semne mai presus de fire, actor pe scena dintre rău și bine. Aștept plecarea ca pe o amintire, sorbind o izbăvire dulce-amară și în ochii plini de lacrimi, uimire, s-or stinge lumânări. Dar nu de ceară. Ioan Vasile Marcu.
deloc cunoscut, este tatăl meu. S-a apucat de scris la vârsta de 73 de ani. Recunosc că sunt vinovată pentru asta. De aceea sunt dublu, triplu, enorm emoționată. O să încerc să vă citesc câteva din poeziile lui. Facturi diferite. Una de aici, două. Poezia. Victor Ciocârlă Mare. Aș vrea ca poezia mea să cânte, sufletul cititorului să încânte și cucerit de armonia univers, să zboare fericit prin univers. Să uite o clipă de planeta barbară, să facă o escală pe steaua polară, privind vertical prin abisul ceresc, la uriașul furnicar omenesc. Puternic și liber prin cosmos să zboare, să uite tristețea și rana ce-l doare, să înțeleagă odată complet și de plin că el reprezintă personajul divin. Că nu este nimeni mai tare ca el, că nu e nici capră, nici oaie, nici miel, că forța gândirii nu are hotare, că el e titanul, singurul zeu sub soare. Descătușat, cu gândirea virgină, mergând triumfal spre o altă lumină, propulsat din câmpia vechiului Elizeu, să înțeleagă odată, el e chiar Dumnezeu. Mai am dreptul la o poezie, o să închei așa cum am început, copilărește, cu o poezie dintr-un volum pe care l-a scos dedicat copiilor, Poezii pentru copii, simpatice și hazii. Volumul e abia ieșit de la editură. Azi, micuța gărgăriță a învățat la grădiniță să coloreze o floare dintr-o singură culoare. Este macul câmpului, frumosul pământului răspândit printre câmpii în culorile lui vii. Doar în centru, mititel, rotund ca un năsturel, privind spre soare umil, stă cunoscutul pistil. Din el se urnaște iară, într-o zi de primăvară, o mulțime de copii răspândiți peste câmpii. De pe câmp, de pe răzoare, ești cea mai frumoasă floare, haide, vino, vino încoace, fără tine, ce m-aș face? Nu tare mult, nu am apucat să citesc din poeziile Lucii Cucureanu, care este aici. O invit aici pentru că nu am nicio poezie a domniei sale aici și mai sunt alături de noi și autori de la Arad, Max Tunia, Constantin de Helan, nu mi-au dat o poezie, așa că vă rog, vă mulțumesc. La mijloc de septembrie, e o bombă cu ceas în cancelarie. Cei care doresc să urmeze cursul ECDL sunt rugați să-l contacteze pe domnul George. Aici adresa, numărul de telefon și e-mail. Serviciul pe coridoare e desenat cu tuș, pe graficul conceput de profa de chimie. E un fel de tablou cu Mendeleev. O narcisă se ofilește în paharul de plastic. Cineva zâmbește din calendarul creștin ortodox. E deasupra cafetierei. Trebuie să declarăm pe proprie răspundere că vom asigura securitatea. Da, da. Integritatea fizică, psihică, a cui? Eu nici pe-a mea nu pot asigura. Și voia bună. Asta, da, mă pricep. Vom vizita țara lui Andrei. Vom face proiecte ecocivice sub deviza o țară mai bună în fiecare zi. De chiar? De foarte sus veghează slavici într-un chenar de frunze. Eu m-am simțit întreaga viață mai presus de toate dascăl. Domnia sa a avut ceva din tata bătrân. Mai e și Robert Dotrens,
Am aflat târziu cine a fost, după ce a murit. Pe tablă scrie foarte clar. E un scris frumos. Azi nu e circ. Concursul săptămânii este să știi mai mult, să fii mai bun. Mult și bun sunt scrise cu roșu. Și mai sunt două inimioare, a galbene, precis puse de profa de sport. Capitolul 2. Am ajuns anorectice cu program, deși nu vorbim în termen medical. Nu îi suportam pe mediciniști. Punct. Ar fi putut să ne ghicească sufletul și acolo era prăpăd. Ne ascundeam sub vorbe falturi aprinse, sub fumuri de țigară. Pe mine mă chema altfel, iar tu nu aveai tată, ceea ce era adevărat. Era să scriu absolut adevărat. Nu aveam planuri de viitor, nu am nici acum. Am doar planuri pentru prezent. La o adică, ei vor construi roboți după chipul și asemănarea noastră. Inginerii mecanici sunt și ei buni la ceva. Seara ne scuturam de țepi, vocile ne alunecau una în alta, se topeau în cearșafuri ca apa sub corabia lui Vișniec. Școala era bine și își vedea de ale ei. Depășeam în mare viteză mitul androginului. Pam, pam. Într-o zi s-a întâmplat arhitextul iubire. Se poate ca aici să încurc puțin lucrurile. Asexuate eram înainte sau după? Pe cine mai interesează asta acum? Și totuși, cât de greu ies dimineața din scena în care valsez cu Matei. Mă întreb des, cine naiba e Matei? Mulțumesc.